viitor, așa cum am obișnuit. Și pentru luna februarie vom avea un exponat lunii. Luna februarie, în general, în Alba Iulia, este dedicată lui Horia Crosca și Crișan, pentru motivul simplu, pentru aici s-a sfârșit practic școala de la 1784-1785, cu tragerea pe roată a doi dintre cei trei bărbați ai neamului românesc. Astăzi vom expune un portret al lui Horia, un portret rar, datorită datării acestui portret, secolul XVIII, dar mai multe despre acest exponat al lunii februarie o să lăsăm pe doamna Gabriela Mircea, cerșitor la Muzeul Național Unirii din Albuera, să ne spună mai multe amănunte. Mulțumesc frumos! Este o ocazie deosebită să prezentăm publicului pentru a doua oară acest tablou care există în patrimoniul Muzeului din Alba Iulia din 1975. Nu a fost prezentat publicului decât anul trecut într-o expoziție realizată pentru a promova pictura, piesele picturale din colecția noastră și atunci a fost selectat de colega Smaranda Putean. Înainte, de câte ori a fost celebrat momentul răscoalei din 1784-1785, personalitatea conducătorilor, nu s-a folosit acest exponat. El este deosebit de important pentru că datarea sa în secolul al XVIII-lea a fost admisă de cel care l-a achiziționat la Viena în aprilie 1943, George Eminescu, și care sigur a consultat specialiști în momentul în care a cumpărat, probabil cu o sumă importantă, această piesă. I s-a garantat autenticitatea ei, mai apoi specialiștii din București, pe care cu siguranță îi va fi consultat, i-au oferit aceeași garanție a autenticității. Mai mult, în almanacul Curentul, dedicat anului 1944, a scris despre piesă, considerând-o autentică, George Potra, istoric important, care se baza pe documentație și care nu ar fi oferit publicului o informație care ar fi stat sub semnul întrebării. Mai mult de atât, în ultima sinteză, să zicem, făcută reprezentărilor artistice ale conducătorilor răscoalei în afara României actuale, deci ultimul care a evaluat răsunetul european al răscoalei lui Horia a fost profesorul nostru de la Cluj, Nicolae Edroiu, și se referă în sinteza pe care o face inclusiv la această piesă, fără a fi trecut sub semnul întrebării autenticitatea. Deci a fost primită în istoriografia noastră ca o piesă genuină de secol al XVIII-lea. Sigur, creează emoții prezentarea acestui exponat. Este deosebit de important faptul că se întoarce chipul real al lui Horia în zona originară, după ce 160 de ani a stat în colecția unui nobil din Graz, Austria, din colecția căruia în 1943 a ajuns într-un anticariat important din Viena, condus de Victor Reitzner, de unde l-a cumpărat George Minescu. Este o piesă absolut importantă pentru că se știe, chipurile conducătorilor au fost reprezentate mai ales în gravură. Este o pictură în ulei pe pânză, inspirată poate după gravurile lui Iacob Adam, care erau cele mai răspândite în Europa și care au proliferat cel mai mult chipul conducătorilor răscoalei din Transilvania. Autorul este necunoscut. Cel mai mare pictor care a reprezentat chipurile conducătorilor răscoalei a fost Antonius Steinwald. La început s-a considerat că cele trei portrete ale lui Horia, Cloșca și Crișan în ulei au fost realizate de Johann Martin Stock, așa figura
în registrul colecției de la Bruckenthal din Sibiu din 1909, informație pe care a preluat-o și Octavian Beu. Ulterior, în 1936, Emil Sigeru s-a corectat această informație, dar a corectat-o pe baza unei informații referitoare numai la portretul lui Crișan, care a fost executat de către Steinwald și care era lăudat pentru calitățile sale artistice. Dar informația pe baza care a făcut identificarea respectivă Sigerus nu poate fi extrapolată chiar atât de ușor asupra tuturor celor trei tablouri importante. Este singurul pictor, Steinwald, considerat. Aceste tablouri n-au fost, cum spuneam, semnate. În general, în secolul al XVIII-lea nu exista semnătura de autor. Așa este și exemplarul nostru. Nu are semnătură, este anonim, să zicem, dar Steinwald este considerat singurul care a reprezentat veridic chipurile conducătorilor și le-a reprezentat în ulei. Cele mai rare sunt reprezentările conducătorilor, corifeilor răscoalei în ulei. Iată o piesă în ulei pe pânză. Valoarea este extraordinară. Este genuină, este originală. Iată o piesă care are o valoare și o încărcătură extraordinară. Apropo de redarea reală a chipului lui Horea, Steinwald a fost cel care a sau Stock, dar să zicem Steinwald, a fost cel care l-a redat așa cum a fost în realitate. De asemenea, s-a apropiat foarte mult și a făcut o introspecție a chipului lui Horea Sigismund Corech, student al colegiului din Aiud, care a venit aici la Alba Iulia și a pictat după chipul real al lui Horea.